Salutare, oameni buni! După cum știe toată lumea, vin sărbătorile, așa că am adunat o grămadă de accesorii, gadgeturi pentru voi sau pentru un prieten. Prețurile sunt până în 110 lei. 110 lei cred că e cel mai scump lucru de pe masa asta. Așa că hai să nu ne mai lungim și să-i dăm drumul. Am uitat să vă întreb data trecută, cum vă place noul intro? A fost făcut de un prieten de-al meu și aș vrea să-i arătați niște dragoste în comentarii. Eventual, dacă mă lasă, o să-i pun Instagram-ul sau Facebook-ul în descrierea clipului. O să o luăm de la mic spre mare. Cel mai ieftin lucru de pe masa asta e acesta. Asta e un headset VR Google Cardboard. E făcut din carton, cum zice și numele. Asta e o variantă cu Star Wars. Am văzut variante și cu Frozen pentru fete și cu Jurassic Park și asta, deci sigur o să găsiți un design care vă place. Are Sky și pur și simplu se asamblează așa. Și îți pui telefonul aici și ai un headset VR, headsetul VR al omului sărac. Costă 7 lei, e centrat spre consumul de conținut în VR, videouri 360 și chestii din astea. Sunt și diverse aplicații pe magazinul Play care sunt compatibile. Eu zic că pentru 7 lei te distrezi măcar 20-30 de minute cu el lejer. Bun, trecem mai departe. Următorul lucru la care ne uităm e un fan hub. E foarte bun pentru plăci de bază MATX, care de obicei au un port sau două de ventilatoare și nu ai suficiente ca să le bagi în placa de bază. Bagi capătul ăsta într-un port de ventilator și îți dă patru porturi pe care poți să le folosești cum vrei tu. Pe partea asta are o bandă dublă adezivă, se lipește în interiorul carcasei, e micuț, ar trebui să intre cam pe oriunde și te ajută un pic și cu cable management-ul, pentru că nu mai ai atâtea cabluri care ies în partea din față. Trecem mai departe. A, prețul lui a fost 22 de lei, am uitat. Așa, acum trecem mai departe. Avem un dock de telefon cu USB tip C. E un design mic, simplu. Cablul la el e un pic cam scurt, dar are cam un metru și 90 de centimetri spre un metru și oricum cred că e suficient ca să-ți ajungă de pe birou până în partea din spate a PC-ului. Doar îți iei telefonul, îl bagi aici și acum ai foarte simplu un dock de telefon, poți să îl și folosești, nu se mișcă foarte mult pe masă, e destul de stabil, prețul lui a fost 25 de lei. Am uitat să zic, toate linkurile la chestiile astea o să fie în descriere, deci dacă vă place ceva, îl găsiți acolo jos. Următorul lucru de pe listă la 40 de lei e un palm rest de la Red Dragon. Așa. E un palm rest făcut în Ungaria cel mai probabil, pentru că pe spate scrie pad de gel Red Dragon de încheieturi pentru tastatur. Foarte interesant, le au băieții cu traducerile. E făcut din spumă cu memorie, pe spate are cauciuc ca să nu alunece pe masă, să fie suficient de stabil acolo unde îl pui. Și e foarte confortabil, mai ales dacă stai mult cu degetele pe tastatură, nu știu, poate scrii, poate programezi, poate te joci mult. Costă 40 de lei, care, nu știu, mi se pare un pic cam mult pentru niște pânză și o bucată de spumă cu memorie, dar așa pentru tine cred că e un sacrificiu necesar, mai ales dacă petreci mult timp la calculator. Ok, trecem mai departe. Următorul lucru pe listă e perechea asta de mănuși. Sunt mănuși pentru touchscreen, așa un articol de sezon.
Le-am luat de la Decathlon, cred. Prețul lor a fost 40 de lei. Pot să zic că sunt foarte comode. În palmă au inserții de cauciuc ca să poți să ții mai bine telefonul atunci când ești cu ele pe mână. Și degetele astea, două de la fiecare mână, sunt acoperite cu un pad aici pe vârf, care merge pe touchscreen. Sunt foarte bune, nu îți alunecă telefonul din ele, sunt comode. Din nou, 40 de lei, a venit iarna, ce să mai zic mai mult de atât. Sunt mănuși pentru touchscreen. Următorul lucru la care ne uităm e un stand de căști. Se numește ProMate Anchor One. E din metal, are culoarea asta argintiu metalic foarte faină. Mi se pare că se combină ok cu orice setup. Are niște piciorușe aici din silicon ca să nu alunece pe masă. Nu știu cine are birouri în pantă, dar sunt acolo, e foarte bine. Și are aici sus, să nu-ți alunece căștile, încă un pad de silicon. El e 90 de lei în general, dar îl găsești destul de des la reducere. L-am luat cu 45, îl folosesc cred că de 8-10 luni și n-am nicio treabă cu el. De obicei la prețul ăsta sunt standuri de plastic, dar ăsta ieftin și bun. Trecem la următoarea chestie de pe listă, o boxă cu Bluetooth de la Miria. Sunt două variante la asta, e una mai ieftină care nu are card reader și una ca aceasta cu card reader cu tot. Ambele au microfon, poți să răspunzi la telefon, din nou sunt Bluetooth. Bateria are 1800 de mAh, sunt două difuzoare care scot 3W fiecare. Prețul ei, aceasta mai scumpă, e undeva pe la 75 de lei. Iar varianta fără cititor de card e 55 de lei, cred. Hai să îi facem un test. Ascultați! Bateria m-a ținut undeva pe la 5-6 ore de ascultare continuă și pe deasupra se conectează ușor la telefon, n-am avut probleme cu ea. Vă recomand să luați varianta cu cititor de card pentru că, nu știu, dacă mergi cu cortul sau așa, poate vrei să bagi doar cardul în ea și așa nu mai consum baterie de pe telefon. Sunetul se aude clar, nu are foarte mult bas și nu se aude extraordinar de tare, dar e suficient de bună dacă mergi cu cortul cu câțiva prieteni sau, nu știu, să o iei cu tine la un grătar. Și am ajuns la chestiile care sunt un pic mai scumpe. Ăsta e un bungee de mouse cu hub USB integrat și cititor de carduri. Hai să vedem. Ăsta e chestia principală, piciorușul pentru cablu de la mouse și vine cu un cablu USB de 1,2 metri. E și el la... Și la asta sunt două variante. E o variantă cu USB 3.0 pe care o am eu aici. Asta costă undeva pe la 100 de lei. Și mai e o variantă cu USB 2.0 care costă, nu știu, în jur de 50 sau 60 de lei. Vă recomand totuși să vă luați varianta cu USB 3.0. Avem trei porturi aici în spate, un cititor de card, un port de încărcare pentru că dacă vrei să bagi mai multe lucruri la încărcat, cum ar fi telefoane sau vrei să bagi hard discuri care îți mănâncă destul de mult curent, trebuie să-i pui alimentare separată. Ține cam un telefon odată, dar dacă depășești pragul ăsta, al doilea device nu o să se mai încarce cum trebuie sau nu o să meargă cum trebuie. Cititorul de card e foarte bun, mai ales pentru mine, că tot scot și bag cardul în cameră, în camera cu care filmez.
Și eu de obicei îl țin lipit în partea de jos a biroului, acolo, nu știu, poate l-ați văzut în anumite videouri. Partea de bungee e... Putem să avem un mouse în platou? Mouse în platou. Asistent de mouse în platou. Mulțumesc pentru mouse. Așa. Partea de bungee e foarte simplu. Îți iei cablul de la mouse și îl treci. Lasă-l acolo. Nu pune mâna. Îl treci pe aici. Și atunci când te joci, nu mai freacă cablul pe masă și, nu știu, unii oameni zic că contează foarte mult chestia asta pentru ei, dar pentru mine, sincer, nu. Eu cumva am vrut un hub USB bun și ăsta e unul destul de bun. Plus că are iluminare RGB, dar nu poți să o programezi, o să treacă singur prin toate culorile. Și ultimul lucru la care ne uităm astăzi e un microfon. Se numește Trust GXT232 Mantis. Încearcă să spui asta de 3 ori fără să te încurci. E un microfon foarte bun. E cică pentru streaming, dar nu poți să-l cataloghezi chiar așa, pentru că e un microfon care preia tot sunetul din jurul lui. De exemplu, dacă ai o tastatură mecanică, o să se audă și aia pe stream sau așa. Dar calitatea audio e foarte bună și l-am folosit și eu pentru voice-over-e la un moment dat pe canal, atunci când înregistram gameplay și voiam să comentez pe baza lui. Se conectează prin USB, are cablu brodat, vine cu pop filter, dezavantajul e că e fix, nu poți să-l îndoi tu cum vrei, să-l pui cum vrei și nu poți să-l ajustezi decât față, spate, așa puțin în limita bunului simț. Trepiedul vine cu shock mount integrat, dar din câte am văzut poți să-l pui și pe un shock mount normal, dacă vrei să-l pui pe un braț mobil sau așa. Ce să mai zic despre el? E, după părerea mea, un microfon bun. Nu e un microfon chiar pentru streaming, dar ca să îl folosești pentru tine, pentru, nu știu, un voiceover, dacă ai un canal de YouTube sau dacă te joci mult jocuri multiplayer, e un microfon net superior oricărui microfon dintr-o cască de gaming sub 300 de lei, să zic. Hai să vă pun și o bucată înregistrată doar cu el, needitată, fără nimic, și să vedeți despre ce e vorba. Aceasta este o înregistrare de test cu microfonul Trust GXT232 Mantis. Prinde un pic sunete din background, acum o să scriu puțin la tastatură ca să vedeți cum se aude. Păi cam asta e, cum ați văzut și voi, e un microfon foarte bun, mai ales pentru prețul lui, și are calitate foarte bună. Asta a fost ultimul lucru din lista mea pe care o avem aici. Spuneți-mi și voi dacă v-a plăcut videoul, lăsați-mi păreri în secțiunea de comentarii. Vreau să fac și o variantă cu produse de pe AliExpress, numai că pentru ăla trebuie să mă pregătesc cu vreo 2-3 luni înainte, să știu ce comand, pentru că știți și voi cum vin din China. Păi, cam asta a fost. Nu uitați să dați like, să dați subscribe și eventual să dați share. Toate linkurile, cum am zis și înainte, sunt în descriere. Dacă e să cumpărați ceva de pe PC Garage, vă rog, folosiți codul meu de afiliat, ajută canalul foarte mult. Și până data viitoare, arr! Știi că înainte erai mai cool dacă aveai chestia asta așa pe... Nu mă spui boxa. Battery is low. Please recharge in time. Gata.